Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin. Lucrarea care se face aici este cercetată. Lucrarea care se face aici este judecată. Lucrarea care se face aici este gândită. Cât suntem, atâția gândim, atâția judecăm. Și fiecare dăm un rezultat al alegerii noastre personale. Dar eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune de sus. Amin. Pentru că înțelepciunea de sus, când lucrarea este bogată în lumină, în descoperirea unor taine binecuvântate pentru zidire, înțelepciunea de sus în noi ne ridică la o altă treaptă de cunoștință. Și tot înțelepciunea de sus, când alții greșesc sau nu procedează chiar corect, înțelepciunea de sus ne dă mai multă înțelepciune. Și chiar din metode greșite, chiar din pași greșiți, chiar din moduri care nu-s corecte, înțelepciunea de sus ne învață adevărata modalitate. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Dacă peste noi toți există smerenia de a cere înțelepciunea Domnului și din cei bine și din cei mai puțin bine, Dumnezeu ne învață. Și doresc ca Domnul să ne dea această lumină. În primul rând, aș vrea să vorbesc o lucrare în care cu toți din locul acesta ne putem încadra, că este posibil să avem ocazia să o facem, chiar dacă nu trecem niciodată în viață pe la vreun amvon. Să vorbesc despre ceea ce este scris în Scriptură și totuși n-avem voie să predicăm. Și am întâlnit cazuri în care oamenii justificau modul lor de predică pentru că este scris. Și cu toate că este scris, n-avem voie să predicăm, pentru că nu ne aparține. Și am să ating câteva puncte care sunt scrise, sunt unele care nu sunt scrise și sunt deduse și totuși n-avem voie să le predicăm. Și în privința aceasta, lucrarea lui Dumnezeu prin Evanghelie are scopul totdeauna să pună în fața tuturor muritorilor, fie întorși, fie neîntorși, încredințare clară, curată, vrednică de crezut, în urma căreia să rămână o temelie tare și neclintită. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Amin. Și doresc ca toți slujitorii să urmărească scopul acesta. Există un punct pe care Apostolul Pavel îl arată și spune: asupra părerilor eu mă aflu în fața dumneavoastră să vă vorbesc. Dar dacă în capitolul cunoștinței mele de lucru și de învățătură am un punct în care n-am toată certitudinea ca pe toți sfinții de aici, oamenii duhovnicești, oamenii care și ei se zbat în Scriptură, și ei cercetează, și ei urmăresc sfințirea, și ei urmăresc protecția de rătăcire, și ei urmăresc toată lucrarea. Dacă pe ăștia care luptă cu Scriptura n-am certitudinea că îi pot convinge în capitolul cunoștinței asupra o încredințare,
că îi pot convinge cu măsura luminii mele care o am la acest capitol, Dumnezeu îmi cere să tac. Amin. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu are în vedere o garanție și responsabilitate pentru toți cei ce trebuie să o facă. Și Dumnezeu să ne dea multă lumină. Amin. În ceea ce privește aceste puncte care nu trebuie propovăduite, vreau mai întâi să vă dau un exemplu. Rostul stării din pricina cărora nu trebuie propovăduite. Credința melenistă are scos din deducții scripturale că oamenii mai au o șansă să se pocăiască în 1000 de ani. Și aceasta o forțează și o accentuează foarte mult și pun în fața oamenilor că au păcători și posibilitatea să se mai pocăiască o dată în 1000 de ani. Pun întrebarea: pocăința de acum sau varianta în a se pocăi oamenii acum își mărește valoarea în lucrarea ei sau îi pică dacă ajunge să mai intre în ocazia a doua variantă? Păi prost să fiu să mă pocăiesc acum când am posibilitatea să trăiesc oricum și îmi fac timp să trăiesc oricum că mai am rezervat încă un timp altă dată. Aceasta este o motivație gravă și acesta este punctul grav care rătăcește pe oamenii care se lasă copleșiți de această învățătură. Învățătura catolică are și ea un suport care pune în vedere că oamenii mai au o șansă în a fi curățiți după moarte. Și acesta este purgatoriu. Această lucrare, bineînțeles, nu are niciun suport, însă lucrarea de amețire și de rătăcire în inima și mintea oamenilor necunoscători le pune șansa aceasta, ieftinind și devalorizind valoarea adevărată a Scripturilor. Frați și surori, fraților, dacă noi acum revenim la credința noastră și la învățătura noastră, dacă noi de la învoane, după cum de fapt începe să se forțeze, am accentuat foarte mult șansa posibilității curvarului din Corint, care carnea trebuie să fie dată pe mâna satanei și el să fie mântuit în ziua Domnului. Dacă am accentuat această lucrare, ce s-ar sui în mintea celor ispitiți și de pe vârful gardului să o fac sau să nu o fac? Dacă am tăpune șansa asta, am ieftini gravitatea marelui risc în a putea fi salvat și am degaja o libertate și o înlesnire în această poziție de alunecare a celor în cauză. Și noi nu zicem cu Corinteni 5, Corinteni 3, noi o zicem cu David. Noi chiar împuternicim aceasta cu personaje care au avut acest efect. Dar dacă am pune marele risc ce înseamnă nimicire de carne, dacă am pune marele risc ce însemnează caz de nu știu cât, Domnul știe, el are centralizatorul acestui procent, unul la mie, unul la milion, Domnul știe, că să stai în inimicirea cărnii, în piele și oasă, fără Duh Sfânt lângă tine să te ajute, fără putere din partea lui Dumnezeu să te ajute,
să plătești un ultim bănuț sub ultime ofuri în istovire de duiere. Aceasta este o lucrare pe care numai Dumnezeu o controlează și poate înfătui. Dar la aceștia, în aceste cauze, le propovăduiește numai Dumnezeu. Amin. Noi nu avem dreptul. Dumnezeu să ne facă conștienți de aceasta. Amin. Adică, ce le propovăduiește Dumnezeu? Mărturisește că în forma înaltei gravități de a fi plătite, le propovăduiește că s-a ispășit. Și această ispășire dă o certitudine cu puternicire din care persoana în cauză, și nimeni altul n-are dreptul să-și permită să o facă, persoana în cauză a primit acest accept. Și e posibil în clipa morții. Ceea ce noi, muritorii care mai trăim, n-avem dreptul să o controlăm. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de păcat. Amin. Amin. Apoi este tot Corinteni 5 cu privire la cel ce va fi mântuit ca prin foc. Aici e vorba de paie, de lemne, de fân și de trestie. Dacă am accentuat mântuit ca prin foc în ziua Domnului, ieftinim lemnile, fânul și paile. Și în lucrarea aceasta nu devine periculos această stare. Deci doresc ca Dumnezeu să ne dea multă lumină. Amin. A fi mântuit ca prin foc sau ispășire prin nimicirea cărnii sau prin plătirea în trup nu-i simplă. Mă aduc aminte că fratele Ștefan de la Lugoj ne-a mărturisit o lucrare clară și concretă din care a învățat foarte mult, că experimentul practic vorbește mai mult decât experimentul teoretic. Spunea despre un caz care s-a întâmplat la ei în zonă, într-un timp în care o soră bolnavă de cancer a venit înaintea Domnului și înaintea fraților cu cerința ca frață să se roage pentru ea ca Domnul să o vindece. Și fratele a spus așa: ne punem înaintea Domnului și cerem acceptul Domnului dacă trebuie să ne punem în mijlocire. Și Domnul i-a dat acceptul să se pună în mijlocire, că Domnul își face lucrarea. Și au intrat frații și surorile și biserica și un post deosebit și o lucrare deosebită de jertfă, și Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Dar în același timp a fost o persoană bolnavă, dacă nu greșesc, și dacă greșesc, Domnul să nu-mi țină în seamă aceasta, pentru că e timp mult de când a trecut aceasta, dar nu aceasta are importanță. Importanța are procesul care s-a petrecut lucrarea. O altă persoană bolnavă de cancer la stomac, un frate fost slujitor care avea un păcat pe ascuns, și acest păcat era că bea băutură amețitoare pe ascuns și ca atare vinul, și totuși era slujitor, nu știa nimeni. Vin bolnav și în situație, a apelat la fratele Ștefan fiind încurajat de cazul care a fost în față, că Domnul a dat izbândă și a vindecat. Măi, hai să apelăm la frate și pentru mine, da de Domnul să îndură să mă vindece și pe mine. Fratele Ștefan a zis: ne punem înaintea Domnului, cerem acceptul Domnului și intrăm în mijlocire. Și când au intrat frații să ceară acceptul Domnului, Domnul i-a spus lucrarea clar. Această persoană a trăit într-un păcat ascuns, n-a mărturisit la nimeni, până când am intrat eu cu judecata mea în trup, acest om a rămas așa. Până astăzi n-a mărturisit la nimeni, dar totuși mai este încă o persoană care a cunoscut, un diacon, dacă nu greșesc, care a aflat aceasta și a primit și el înlesnire, adică a fost prilej de păcătuire pentru cealaltă persoană, și ălalalt a fost intrat într-un angrenaj de păcătuire. Și Domnul zice așa în dreptul acestui caz: îl judec în trup
Și dacă reușește la această judecată în trup, îl mântuiesc. Dacă nu, nu. Rămâne el să plătească prețul cu propria sa piele și putere. Și fratele Ștefan s-a dus la cazul respectiv și a spus, bineînțeles, a fost dezgolită această taină, a fost un șoc recunoscător, zdrobitor, s-a produs o poziție adevărată și fratele a zis, dacă e așa, mulțumesc Domnului că are posibilitatea să mă mântuiască. Eu rămân înaintea Domnului și rog pe Domnul să mă ajute ca să pot să ispășesc aceasta și să fiu mântuit. Și focul a început să ardă. Și cel ce cântărește păcatele în gravitatea lor și cel ce știe prețul de a fi plătit cât e de scump, amenda și chitanțele cât e de grele, acestea stau în zile lungi și amare, în nopți negre, cu ofuri grele și cu buze udate cu apă, cu toate că s-a plecat cu mulțumire, la un moment dat, când greul focului ardea și carnea se mistuia, a apărut un oaspete în gândul lui și a zis, băi, da, păi dacă frații se rugau pentru tine, Dumnezeu e bun. De unde știi tu că o să îndura și de tine? Gândul ăsta, când a apărut în mintea lui, a apărut cu umbră asupra fraților. Și iarăși foc, și iarăși nopți și zile grele. Nu m-au venit și-o punctat, o lăsat o picătură, oaspetele ăla negru. Și când a mai venit încă o dată, o mai mărit doza. Și a zis, măi, nu că frații nu se rugau pentru el, se rugau pentru el. Ca Domnul să aibă milă de el, să îndure, să-l ajute să-i spășească. Știi ce? Totuși, frații ăștia nu simt cu tine. Dacă ar simți, măi, ar interveni pentru tine. Și-a intrat iar în inimă și-a mai produs o travă. Și a treia oară a venit mai grav, că de ce trecea, lucrarea și focul se încingea tot mai tare. Durerile erau tot mai insuportabile și poziția era tot mai sufocantă. Și a venit o zi în care a mai venit odată oaspetele și a venit pentru ultima dată. A blestemat pocăiții care nu simt cu el, ceea ce era o minciună falsă din partea diavolului, și în ziua când a blestemat, a murit. Știți că există un cuvânt din partea Domnului care zice că Dumnezeu nu năcăjește cu plăcere pe fiii oamenilor. El, dacă exercită o astfel de poziție în dreptul cuiva, are un interes credincios de tată ca să ispășească, ca să plătească, ca să reabiliteze, ca să producă împăcare din nou cu Dumnezeu, ca să fie din nou intrat în drepturile de fiu, cu sfințire, cu împăcare, cu îndreptare. Dumnezeu acest proces în dreptul acestui om a făcut-o cu credincioșie, că e modalitatea dreptății lui, îi codul lucrării lui. Dumnezeu nu se poate abate de la aceasta. Și acest exemplu a căzut. Dar știu eu și tu câte exemple de astea au căzut? Nu știu. Sunt îngrozitoare, sunt grave și cu riscuri mari, cu procente mici. De aceea, fraților, vă rog, nu forțăm nota în aceste capitole. Căci lemnile, fânul și trestia trebuie schimbate în aur, argint și pietre scumpe. Amin. Și curvarul din Corint trebuie să se uite cu mare groază la carnea nimicită. Mai este încă un punct.
Dacă am forțat nota și am predicat din abundență că oamenii întorși la Dumnezeu și botezați în apă au garanția mântuirii, am scumpi efectul lucrării Duhului Sfânt în viața spirituală a omului sau am ieftinit-o? Băgați de seamă, fraților. Și acum vreau să vorbesc puțin despre marea valoare a Duhului Sfânt în viața omului, din care să putem deduce că trebuie să ne amuțească gura în a propovădui varianta mântuirii fără Duhul Sfânt. Amin? Amin. Dumnezeu a rânduit în viața oamenilor o neprihănire prin lege, și aceasta a fost legea lui Moise. Această neprihănire era voia lui Dumnezeu pusă în fața oamenilor, cunoștința voii lui Dumnezeu în fața oamenilor, și oamenii trebuie să înfăptuiască această voia lui Dumnezeu cu propria lor capacitate omenească, carnală, pământească și firească. Și cu privire la această neprihănire, despre care Pavel și Evanghelia și Epistolele spun că nu l-au satisfăcut pe Dumnezeu, neprihănirea și desăvârșirea n-a venit prin legea lui Moise, nu? Și citesc un verset care dă tonul la această lucrare a apostolului Pavel în Roman, unde frații au citit, dar versetul acesta n-a fost citit, în care spune, capitolul 8, versetul 3, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițind din pricina păcatului pe însăși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Amin. Fire carnală pământească, să se elibereze de sub robia păcatului n-a fost decât una singură. Firea și trupul pământesc al Domnului Iisus Hristos. El a venit în trup și carne mai întâi să înfăptuiască legea, să înfăptuiască neprihănirea lui Dumnezeu, adică să împlinească legea într-un trup asemănător cu a păcatului, ca apoi să înlăture legea și să aducă legea Duhului de viață din Hristos. Aleluia. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu, conștient că carnea și capabilitatea omenească nu-i posibilă să înfăptuiască o neprihănire după pretenția lui Dumnezeu, de aceea, prin Hristos, a trimis, și prin prorocii înainte de Hristos, a trimis făgăduința în necesitatea, marea necesitate, că omul, ca să fie părtaș cu Dumnezeu la sfințenia pretinsă de Dumnezeu, trebuie neapărat și obligatoriu să fie suplimentat de Dumnezeu și puterea Lui, și anume Duhul Sfânt. Amin? Amin. Dacă cuiva până astăzi și acum i s-a urcat în minte că poate înfăptui neprihănirea și voia lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt în templu trupului lui, arătat din Scriptură și de Hristos și de Apostol, poate fără Duhul Sfânt să trăiască voia lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că poate și fără Iisus. Și asta înseamnă că Iisus pentru el n-a venit, că dacă a venit Iisus pentru el, a venit și Duhul Sfânt pe pământ pentru el. Pentru câți în mintea și în inima lor nu-i nevoie de Duhul Sfânt ca dar al Duhului Sfânt prin botezul Duhului Sfânt, nu-i nevoie nici de Iisus, nici de jertfa Lui. Că Hristos prin jertfa Lui
a venit să izbăvească pe oameni incapabili fiind să se izbăvească pe ei însăși, să-i răscumpere, să-i spele și să-i curățească prin jertfa lui, prin credință. Amin. Și apoi, în aceeași lucrare, pe Duhul Sfânt l-a trimis ca ce a făcut Hristos să poată fi susținut. Amin. Căci dacă n-ar fi venit Duhul Sfânt în urma lucrării lui Hristos, am fi rămas într-o evanghelie tip legea lui Moise. Și aceasta ar fi fost tot una ca și când ar fi fost legea lui Moise. Dar diferența dintre neprihănirea înfăptuită în legea lui Moise și neprihănirea înfăptuită în legea lui Hristos este că s-a produs ispășirea prin jertfă și s-a produs susținerea neprihănire prin Duhul. Amin. Asta nu mai seamănă deloc și e frumoasă și e dulce și e binecuvântată. Aleluia. Slăvit să fie numele Domnului. Cei ce au fost robi, și toți am fost robi ai păcatului, ieșirea din starea de robie a păcatului și intrarea în starea de neprihănire, de slobozenie, de răscumpărare, ca copil al lui Dumnezeu, în a avea certitudinea deplină că sunt un om cu totul eliberat de sub puterea păcatului, este că în ființa mea umană a venit o altă putere care a izgonit toate celelalte puteri, s-a instalat și ea împărățește. Amin. Și aceasta s-a înfăptuit în ziua cinzecimii mele. Aleluia. Ai ziua cinzecimii tale? Ai certitudinea că ai fost eliberat. Ai certitudinea că în tine mărturisește puterea lucrării simțite și pipăite a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Simon Magu a trecut prin procesul botezului în apă și prin această lucrare el, din câte a cunoscut, din câte a înțeles, din câte a simțit, reiesă priveliștea din fapte că era fericit, era extaziat, era într-o poziție oarecum interesantă, era activ și el în lucrarea aceea. Dacă aș fi fost atunci să-l întreb, Simone, ești iertat, ești fericit, ești binecuvântat? Slavă Domnului, am intrat și eu lucrarea Domnului. Simone, tu încă ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege, Simone. Ceea ce mărturisește adevărata lucrare în răscumpărarea și împărtășia de a fi copil al lui Dumnezeu este cel ce strigă în noi. Și știți cine strigă în noi, dacă l-avem? Duhul nostru de-o împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Deci pentru cei ce accentuează neprihănire, pocăință, răpire și mântuire fără Duhul Sfânt, o fac pentru că nu înțeleg adevăratul scop pentru care Dumnezeu o trimis pe Duhul Sfânt. Amin. Și în mintea și în cugetul lor și fără el se poate. Fără pardon, dacă se poate fără Duhul Sfânt, se poate și fără Iisus. Și vrea să zică că tu te poți mântui pe tine însuți și tu poți trăi o neprihănire prin capacitățile tale personale și vei ajunge de unul singur într-un rai. Dar zero. Lucrarea lui Dumnezeu este adevărată. Amin. După voia și rânduiala arătată de Scriptură. Slăvit să fie numele Domnului. În privința aceasta, de aceea mulți nu primesc Duhul Sfânt, chiar dacă stăruiesc, pentru că cunoștința care o au îi duce la o credință prefăcută. Știți că în Timotei zice că la o credință neprefăcută. Îi duce la o credință prefăcută. Odată ce cugetul unui om îi știrbit în a valora un lucru, îi
pătrunde un cusur la nivelul minții lui că ori am Duhul Sfânt, ori nu l-am, Domnul s-a îndurat de mine, că de alții s-a îndurat și așa mai departe. Când apar așa ieșiri și strecurări în mântuire și când apar învățături cu ieșiri și strecurări în mântuire, prin grade de indulgență, acelea minți atacate în cauză au o fisură, au un virus acolo. Și acel virus îi ține să nu ajungă în slobozenia de a intra în mântuire. Și acum pun doi care apar aici în stăruință. Unu, este în criză lăuntrică și strigă ca pruncul după mamă: Doamne, simt marea nevoie de Duh. Simt marea nevoie după puterea Ta. Știu că nu pot, am încercat de atâtea ori, ridicări și coborâri, căderi, am făcut eu destule sforțări, parcă m-am deznădăjduit în mine, am nevoie de Duhul Tău, Doamne, eu simt capabil de această lucrare și știu că mi-ai promis și vrei să-mi dai, Doamne, Tu-mi cercetezi curăția inimii mele, Tu-mi cercetezi ființa mea și să se sfrijește în fața cercetării Domnului pe toate părțile cu un grad clar de sinceritate și de smerenie și să zdrobește și insistă, întreb la ăsta, îi dă Dumnezeu? Da. Îi dă și repede îi dă. Aleluia. Slăvit să fie numele Domnului. Și vine unul alt aici, bag o teorie într-un fel, bag o teorie în altul, bag că știu eu, mă, am auzit că ăștia stăruiesc și vorbesc în altă limbă și zic că se bucură când vorbesc în altă limbă. Hai să încerc și eu să văd cum a fi. Mă, alții, după ce primesc Duhul Sfânt, primesc prorocie și am înțeles că sunt niște lucruri extraordinare. Mă, hai să încerc și eu așa. Mă, am auzit că unii când se roagă, primesc o altă puternicire și se roagă mai bine. Astea sunt niște frânturi și niște fracturi și niște poziții care mai mult denaturează marile scop și valoarea Duhului Sfânt. Ca o ceață. Ca o ceață, ceva compartimentat, mă, cu măsuri de astea, cu rezervații de astea, cu cântărire așa de astea, deci de farmacie, o fi, n-o fi, să spicuiești de aici și de acolo, cu suspiciuni, cu probabilități, te pui pe genunchi să își pun întrebarea, primești? Nu, dragii mei. De aceea doresc ca Dumnezeu să puie pe toți cei ce n-au Duhul Sfânt în marea criză și nevoie după El. Amin. Căci dacă la nivelul Duhului apare această criză și foame și poziție reală și adevărată, Dumnezeu la ăștia le dă și facă Domnul să fie toți așa. Amin. Aș vrea să doresc să vorbesc, acestea sunt punctele pe care aici le închei în privința aceasta și vreau să trec la un alt punct. În ceea ce privește anumite lucruri în care există ceață, în care există neclaritate, în care există o poziție care noi, când cineva ne-ar cere, mă, așa este, ne tragem înapoi, le mirosim dintr-o parte, le măsurăm din altă parte și nu ne putem da cuvântul. Și doresc, frați și fraților, să nu ne grăbim să ne dăm cuvântul la orice solicitare într-o anumită poziție. Nu se supără Dumnezeu deloc, să merem de aici acasă cu o problemă nerezolvată, dar cu dorința arzătoare zicând, Doamne, mai citesc, mai mă pun și pe o zi de post, mai caut, mai mă controlez și cu alții, mai verific așa asta, mai intervin și într-o altă latură și în alta, decât să mă arunc prea în față și să-mi pară rău să o fac, am făcut-o. Doresc ca Dumnezeu să ne pună în această situație să putem înțelege. Amin. Un punct sau o problemă care pare dintr-o poziție clară, ceea ce pot să vă mărturisesc în mod personal, când am avut ocazia să vorbesc sau să decid asupra unui punct sau asupra unei încredințări, m-am dus acasă, am luat Scriptura și am pus punctul în față privit dintr-un anumit punct de vedere. Și eu însumi, acel punct, l-am atacat din câte părți a fost posibil să-l atac. L-am contrazis, l-am sucit pe toate părțile, l-am învârcit în toate direcțiile și în momentul în care rămâne nevătămat și nu poate să fie învârtit și sucit, am zis, ăsta e rezistent și rămâne și vrednic să fie pus în fața fraților.
este adevărat. Bine ar fi ca toți slujitorii Domnului să procedeze la fel. Nu mă pun în frunte să mă dau exemplu, dragii mei. Dar cred că în vremea de astăzi, când vehiculează o sumedenie de esențe, de păreri și poziții necontrolate, nediscutate, nearmonizate în colectiv de oameni sănătoși și curați, este bine să procedăm cu mai multe teste de laborator. Că nu pierdem nimic și Dumnezeu nu se supără dacă mai întârzi aceste probe. Că dacă lucrarea finală iasă cu un ton bun și cu siguranță își dă el rodul mai departe. Aleluia. Și nu aduce nicio vătămare. Slăvit să fie numele Domnului. Voi citi un cuvânt apostolului Pavel și în scurt, dar cred că va fi concis și clar, ca să putem înțelege cuvântul acestui text a citit astăzi în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 5. Apostolul Pavel zice așa: având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Vreau să vorbesc despre forma de evlavie, despre forma de credință, despre forma de neprihănire și în același timp aș vrea să vorbesc clar și limpede în a face să înțelegem cu toții cât se implică Dumnezeu în această lucrare și cât nu. Și doresc ca Dumnezeu să le facă să înțelege. Amin. Forma de evlavie în viața unui om pleacă din stadiul în care acest om și-a pierdut gradul de sfințire și neprihănire printr-o trăire care nu-i după voia lui Dumnezeu, cu efect și natură păcătoasă, și care în sine acest om refuză să se căiască, să se recunoască, să se îndrepte și să revină la o altă ordine adevărată, cum o cere Dumnezeu. Refuză să intre într-o împăcare din nou cu Dumnezeu și să apuce din nou o viață după normalul adevărat. Acest om, după ce a deviat din sfințire și neprihănire, caută să funcționeze mai departe după un tipar al neprihănirii, după un tipar al pocăinței, după o poziție în care el consideră că mai poate funcționa. Dar ceea ce îl declară că-i formă și nu-i realitate este că păcatul și neorânduiala din el îl ține departe de Dumnezeu. Amin? Amin. Deci toți oamenii care nu mai au părtășie cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt, nu mai au relație în această lucrare, sunt deconectați de realitatea și de reala poziție în a avea acest om curs în viață, în părtășie cu Dumnezeu, într-o adevărată stare și adevărată poziție, și acest om totuși funcționează în culorile lui neprihănite, dacă Dumnezeu nu-i sâmburile conținutului trăirii lui, tot ce-i de acolo e for. Amin? Amin. Deci tot ce-i de acolo e joc de scenă. Tot ce-i de acolo e joc de teatru. Dacă acest om și posibil cineva să primească semnale clare despre ce vorbesc, o stat o noapte la televizor și-au văzut toate campionate, ce vă spun e o realitate. Deci ce vă spun e o realitate și sunt câțiva aici care o știu. O stat toată noaptea la televizor și-au urmărit toate campionatele mondiale. Asta a fost sâmbătă spre duminică noapte, dimineață. Și duminică a venit la adunare, era un om care știa să recite multe poezii. L-au pus frață să recite poezia televizorului. Fraților,
nu-s basme, nu-s glume și eu nu vorbesc așa numai să fiu în vorbă. Și vă spun eu realitate. Sunt frați aici care cunosc realitatea asta. Și-o spus poezia televizorul și așa a fost de importantă lucrarea asta. Și așa au produs o stârnire în biserică, că frații l-au mai pus odată, în zvoarea. Pun întrebarea, e formă sau nu-i formă? Da. Acesta-i recitatorul. Recitatorul artist. Dacă am dat exemplu ăsta, nu pierdem vremea să le părândăm pe toate. Se poate întâmpla așa și cu predicatorul? Da, da. Se poate întâmpla așa și cu prorocul? Da. Există un cuvânt într-un psalm, psalmul mi se pare, psalmul 73, vorbește despre niște oameni în forma lor. Dar tot așa arată și apostolul Pavel și în faptele apostolilor și în epistolele lor. Vă dau numai o frază care zice așa: de aceea aleargă lumea după ei și bea apă din... Măi, fraților, apa asta ca să se bea din plin. Și ca să fie mult să meargă după ei. Forma asta de evlavie trebuie să pară a fi așa de originală încât numai albina s-o poate deosebi. Doamne, nu e lipsă de albina. Albina pe floare artificială nu se pune, că n-are nici nectar, n-are nici polen, n-are nici miere, n-are nici miros. Doamne, dă-ne Duhul albinei. Amin. Amin. Doamne, fă-ne conștienți de această mare realitate. Amin. De aceea-i formă, de n-ai albina, de n-ai Duhul, de n-ai simțământul sensibil a legăturii în Duh cu Cel ce-ți face lucrarea, cu tine nu se poate împlini versetul ăsta. Depărtează-te de oamenii aceștia. Forma de evlavie, forma de neprihănire, forma de credință e un sistem care are modurile ei de funcționare, are sectoarele ei de acțiune și are oamenii pionii ei în care funcționează. Evlavia adevărată, neprihănirea adevărată, credința adevărată are oamenii ei cu care funcționează. Forma are oamenii ei care funcționează. Mai întâi trebuie să ne cercetăm în ce sector suntem. Că de suntem în formă, la formă strigăm amin. De suntem în evlavie și în adevăr, plecând capul jos și gemem. Doamne, dă-ne Duhul al bine. Să putem înțelege această lucrare. Acum pun o întrebare. Cât la sută și în ce procent se implică Dumnezeu în a activa în sectorul formei de evlavie? Susținem vreun procent acest sector de lucru? Angrenajul ăsta purtat de oameni care știu să joace teatru bine, că doar și artiștii ăștia dramaturgi fac să plâng o lume întreagă văzându-i la televizor și pe scene. Și plâng și ei. Și plâng și ei că sunt într-un cadru a spiritului lor în care funcționează.
Tot așa, dacă ai fost un bun meseriaș și ai mânuit bine Evanghelia și ai adunat în traistă definiția dânși teologice și mai ai în tine și un spirit melancolic care a provenit din nașterea naturală din părinții tăi și de toate astea se poate folosi cadrul sistemului formei de evlavie, să-i înșel pe tăți și să-ți mănânce gălușca. Dumnezeu să ne facă să înțelege. Amin, Doamne. Un singur lucru pot să spun, că acel Dumnezeu care vine și îmi spune să mă depărtez de ăsta care joacă bine și informă, în același timp, acel Dumnezeu, la ăsta de care îmi spun să mă depărtez, nu pune degetul deloc să-l ajute. Îl ajută un pic? Nu. Nici un pic. Nici un pic. Nu pot să cred să se sfărâme pământul, să se sfărâme stâncile și să se producă orice s-ar produce. Lucrarea lui Dumnezeu e în adevăr. Amin. Lucrarea lui Dumnezeu e în curăție. Dumnezeu are sistemul lui de lucru, linie, graniță mare și grosă și clară, și gard adânc și bun, și dincolo e celălalt sistem. Dumnezeu în amândouă sistemele nu se va implica niciodată. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această lucrare. În privința aceasta, dragii mei, că vine fariseul și ajunge la amvoanele noastre și predică cuvântul literă cum e scris, îi cuvântul lui Dumnezeu și în cei adevăr nu putem zice nu, și în cei bun nu putem zice nu, că această formă de evlavie n-are tăt în ea șălăciune, n-are tăt în ea minciună și n-are tăt în ea bazaconii, ca să zici, bă, asta e forma. Forma are sisteme care seamănă bine cu originalul, dar are un microb și un virus care le arterează pe toate. Și cei ce nu înțeleg cadrul și structura formei și nu pot să vadă această lucrare, vor fi ușor devenit praza acestei lucrări. Eu nu doresc altceva, dragii mei frați, și doresc un singur lucru, să înțelegem în a ne limpezi bine mintea, ca să putem cunoaște voia lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeule, mi-am spui că ăsta care predică la amvon și plânge o lume întreagă de felul cum predică, că e un nerușinat, e un compromis, e un fals financiar, are niște grosolănii, dacă le știi, te dore capul de el. Îmi spui de ăsta să mă las, să mă despart de el, să n-am nicio legătură cu el. Și tu îi picuri har, și tu îi dai armonie, și îi pui sare, și îi dai un freamăt binecuvântat, ca eu să pot înțelege. Ce-ar fi acest har? Știți la ce ajută acest har? Dacă ar fi, da, nu-i. Acest har întărește valoarea nepocăinței lui. Și spune, cum spunea fratele Tudose, Doamne, vine copilul, cum spunea și fratele Piz, vine copilul și zice, Doamne, dar au avut har. Doamne, dar au fost așa, ce întărește harul? Știi ce întărește? Neorânduiala soției lui. Ieftinește neorânduiala soției lui harul ăsta, ieftinește neorânduiala în care trăiește el, ieftinește toată lucrarea și în sine, cu alte cuvinte, împuternicește pe cei slabi crezători și pe cei necrezâți că de fapt șașa-i bine, șașa acceptă Dumnezeu, șașa se merge la rai. No, ăsta e profitul formei de evlavie, înțeles că nu mă un pic să mai amestecă și Dumnezeu.
picul ăla, dacă am crede că se mai amestecă Dumnezeu, năruiește tot și marea curăție a Sfinției lui Dumnezeu e atacată în multe cugete. Să mă păzească Dumnezeu. Amin. Și să ne păzească Dumnezeu de un astfel de a fi. Fraților, vorbesc cu frică și cu tremur. Nu lovesc în persoana sau personalitatea nișcărui evanghelist. Dar vreau ca mai întâi să fie pusă la loc de cinste valoarea Evangheliei. Amin. Amin, amin. Și de la valoarea Evangheliei în jos, trebuie să ne plecăm și să ne smerim toți. Amin. În a vrea să nu riscăm pe nicio parte felurile lucrării lui Dumnezeu în a lăsa să fie înțelese. Mai fraților, îți dai toată silința pe toate părțile să nu îl supe pe Dumnezeu. Te luți și ziua, te luți și noapte. Și postești, și citești. Și ai o frică și un cutremur, nu cumva ce ai primit să se despartă de tine. Și așa în timpul zilei ai un accident și ai o poziție și te duci seara la rugăciune și așa te învârți și așa te tragi și numai nu primești legătura, numai nu simți ungerea, numai nu simți harul, numai nu simți părtășia cu Dumnezeu. Așa, un pic de accident, o formă, un schimb de vorbe, o vorbă jignitoare, o umbră, o stare de asta. Și așa te apasă, și așa parcă un zi de gros, și numai nu dai de lumină să te simți iară pe Duhul Sfânt, să simți licăririle Harului. E pretențios Dumnezeu? Amin. Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt și adevărat. Amin. Și El numai așa își ține la loc prețios sfințenia și curăția Lui. Și când privești peste gard, că face ce vrea, merge cum îi tună capul, execută o sumedenie de manevre și la nivelul nașterilor de copii. Tu te duci cu frică și cu cutremur, cu soția, cu nopți nedormite, cu strângere de inimă, nu cumva să calci greșit și să ratezi. Tremură inima în tine, carnea pe tine se zburlește în strântorări deosebite. Alarmezi oamenii lui Dumnezeu, te pui într-așa gardă, nu cumva să calci greșit. Și El fără pardon, fără probleme, le învârte și în America, le învârte și în Australia, le învârte și acasă și cu albe și cu negre și în toate pozițiile și în stările și vine și îți face o predică de tăți în jos și tăți îți prăbușiți. Frați și surori, eu accept să spun că am mâncat gălușca și am fost deraiat sau am fost tras în plasă, că eu îți devină. Albina a fost amorțit în mine, eu îți devină. Dar prin acest amortizment nu canalizez cuvântul lui Dumnezeu în nicio altă formă. Lucrarea lui Dumnezeu e adevăr și curăție. Amin. Harul lui Dumnezeu să ține în inimi cu scumpătate, cu frică, cu tremuri. Și așa l-avem rap. Și așa numai noi știm cu dezbatem, aparem la amvon unii biserici. Și ne frământăm și parcă ne iau febre și ne zbatem și numai noi știm cum ne zdrobim și ne zdrobim. Ca Domnul cât de cât să pună un pic de licăr. Amin. Dar acest licăr să fie din Dumnezeu. Amin. Dar acolo unde nu-i condamnare, acolo unde nu-i zdrobire, acolo unde nu-i pardon, n-are cum și nu-i Dumnezeu. Și tot ce îi, e culminantul formei. Să nu ne lăsăm înșelați de culminantul formei. Doamne, ai milă de noi. Amen. Așa cred că-i Dumnezeu, așa îmi pretinde Dumnezeu să stăruiesc în a menține harul, așa îmi cere Dumnezeu să nu pot pretinde un alt fel de har. Și la această lucrare, inima rămâne odihnită, lucrarea lui Dumnezeu rămâne curată și noi putem avea certitudinea să putem alege. Un singur lucru rămâne, fraților,
accentul Evangheliei, mai ales Matei 24, Domnul Iisus pune în vedere vremea pe care o trăim și spune, mulți vor fi înșelați, mulți vor cădea. Fraților, ceea ce a spus atunci Iisus este acest acum, astăzi. Și ca să ne dăm seama de această lucrare, trebuie să privim fiecare personal, să ne luptăm în toate laturile să nu fim înșelați. Dar scopul numărul unu care ne ține în picioare să nu fim înșelați este să avem adevărata legătură cu Dumnezeu. Amin. Și să simțim ungerea și părtășia Duhului Sfânt, nu într-o formă pasivă, nu într-o formă cu măsuri ieftine, ci într-o poziție în care îi simțim ungerea și călăuzirea și certitudinea de autoritate acestei lucrări să se răsfrângă în autoritate de rugăciune, în lumină clară de propovăduire și în trăire sinceră cu frică, cu zdrobire și smerenie. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Prin aceasta și pentru aceasta. Și vă face să revin iară la o poziție pe care am amintit-o înainte, că este un accent destul de bun. Ce te faci tu fără Duhul Sfânt, fără albină, în fața oceanului de flori false? Te ajută înțelepciunea ta? Te ajută mărginita ta cunoștință în Scriptură? Te ajută măsura mică și pipernicită a creșterii tale? Te ajută gândurile și pozițiile și încredințările tale mărginite? Nu. Te ajută un Duh Sfânt. Amin. Care produce împotrivire, produce întărâtare, produce criză lăuntrică de respingere în toți cei ce-l au în adevăr. Slăvit să fie numele Domnului. Vă dau un exemplu după care închei. Eram de 18 ani la Timișoara la școală. Frecventam biserica de pe Romulus, cum era atunci, a fratelui Codrean, și termen de vreo lună de zile, când un predicator trecea la masă să predice, se producea în mine o așa împotrivire, când venea să ies afară, dar nu ieșeam. Și am întrebat pe un frate de lângă mine care era acolo, am zis, tu ce simți la predica omului ăsta? Zice, sunt împotrivire. Am întrebat pe altul din lângă mine, tu ce simți la predica omului ăsta? Ca să mă controlez, fraților, trebuie să ne controlăm. Nu cumva mi-i stricat aparatul, că dacă e stricat, la tăte arată negativ. Zice, simt împotrivire, înseamnă că nu mă înșel. Dar ce era ciudat? Era că toată biserica, toată, nu cred că toată, mai erau oameni acolo care simțeau ce simțeam eu. Asalta predica acestui om, cu aleluia, cu slavă Domnului, așa mai departe. Timpul cât predica omul ăsta așa de înfocat, era o gălăgie în adunare și o poziție febrilă în care câteodată ajungeam în neputință să zic, mă, ori cu mine-i bai, ori aici ceva nu-i în regulă. Și m-am chinuit o lună de zile să rezist, să-l ascult, dar în inimă nu intra nimic. Acest om expunea în fața bisericii anumite probleme și experiență, dar bineînțeles, niciuna de ieri, de câțiva care s-au produs, dar toate acestea formau cadrul acestei predici și care producea absorpție în biserică. De artă. Și au trecut 3 luni de zile și în sărbătorile de iarnă apare fratele Tanța pe la noi la biserică la St. George. Informația a venit prin el. Și într-o pauză, așa era o zi de jertfă, s-a ridicat în picioare și a zis, băi, fraților, l-ați cunoscut pe Cutare. Când am auzit de numele ăsta, mi-a intrat așa, din cap până în picioare. Ce-i cu el? Îmi vorbea fratele Tanță. L-o biruit satana, mă.
O căzut în păcat de curvi. Da. Am certitudinea deplină că Albina se împotrivea acestui înțepat de păcat. Pentru că deja atunci când manevra biserica și producea aceste lucruri până la lacrimi și acest joc de scenă avea o recoltă bogată, a venit o zi în care s-a prăbușit tot și s-a ieftinit sub cotă. Acesta este felul de lucru. Acest experiment l-am spus că de fapt așa trebuie să se întâmple în noi, în tot ceea ce nu este din adevăr. Dacă nu se întâmplă, nu e Evanghelia de vină. Evanghelia nu îndreptățește nicio altă poziție. Noi suntem de vină, să cerem de la Domnul umplere, să cerem de la Domnul curăție, să cerem de la Domnul un simțământ de călăuzire, că Domnul este Cel ce ne ține pe linia de plutire. Amin. Amin.